Amenajarea pârtiei de la Mălin se realizează cu bani de la Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. După finalizarea lucrărilor, pârtia va fi funcțională și pe timp de vară, prin achiziționarea unor mașinuțe de agrement. La baza pârtiei va fi amenajat și un parc cu vegetație și băncuțe. În derulare este un proiect pe Fondul Național de Mediu de 7 miliarde de lei, un proiect pentru amenajarea unui parc de 0,7 hectare la baza pârtiei deschide aici. Avem o pârtie deschide 800 de metri lungime. La bază aici se amenajează acest parc și cu loc de agrement pentru copii, pentru vizitatori, pentru turiștii care doresc să vină în această zonă. Alei, spațiu de joacă pentru copii. Și de asemenea, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, avem aici un proiect de modernizare a pârtiei de schi și mă refer aici la 4 tunuri de zăpadă, pentru zăpadă artificială. Mă refer la bazinul pentru apă necesar acestor tunuri de zăpadă. De asemenea, drumul de acces spre pârtie și parcarea pentru turiștii care vin în zonă. Toate sunt lucrări finanțate de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Întâlnirea dintre liderul PDL, Gheorghe Flutur, și primarul PSD, simpatizant PDL, s-a lăsat cu laude pentru edilul comunei. Petru Nistor a fost lăudat de Gheorghe Flutur pentru proiectul european prin FEADR de alimentare cu apă, canalizare și pentru cele 4 stații de epurare din comună. De asemenea, mălinenii s-au mândrit și cu achiziție performantă, o mașinărie cu 70 de funcții care spală, mătură, dezăpezește. Asta e mașina. Da. Și aia anexă la ea. Toate periat frontală, tuns copacii. Din prăștiată, sare, iarna, lamă de pe zis, uitat după toate cum face. Acest proiect de modernizare a satului românesc are în vedere și dotarea cu utilaje. Ați văzut un utilaj, o mașină multifuncțională, care costă circa 240.000 de euro, o mașină care face peste 70 de operațiuni de intervenții pentru întreținerea drumurilor, pentru dezăpezire, pentru lucrări de consolidare, maluri, diguri. Măliniu este o localitate întinsă pe o distanță destul de mare și are nevoie de așa ceva. Primarul Nistor a primit laude și pentru inițiativele de a reface pe banii administrației locale un pod afectat de inundațiile din Mălin. Vedeți, Măliniu a avut și el probleme cu inundațiile, un pod peste Suha. Și aici primarul, pentru că e un om de ispravă, a luat inițiativa și repară podul singur. Vedeți, acest pilon îl fac din lemn, material din zonă, cu traverse și repară podul. Peste pod sunt 70 de case izolate în momentul de față. E o inițiativă locală, n-au așteptat sprijin nici de la guvern, nici de la Consiliul Județean. Au avut o inițiativă proprie pentru care îi felicit.